Viața cuviosului Talaleu Cilicianul Sfântul Talaleu era cu neamul din latura Ciliciei. El, de făimând de șertăciunea lumii acesteia, a mers mai întâi la în lăcașul Sfântului Sava și, iubind pusnicească petrecere în călugărie, a luat asupra și îngerescul chip și pentru îmbunătățita sa viață s-a învrednicit treptei preoțești. Apoi, după câțiva ani, a mers în cetatea Siriei, ce se numea Gavala, care era sub mitropolia la Odiceei. Lângă acea cetate, ca la 20 de stadi, era o movilă mare și o capiște idolească veche, un vechi cimitir elinesc și era o mulțime de idole acolo. Acel loc era înfricoșat tuturor celor ce treceau pe acolo, căci diavolii nu numai cu năluciri și cu arătări noase înfricoșau, ci și cu ucideri de oameni vătămau pe mulți oameni și dobitoace. De acest lucru, auzind cu viosul Talaleu, s-a dus acolo și s-a sălășluit, făcându-și o colibă mică, nevoindu-se cu pusnicești ostenel și curele rele pătimiri, rugându-se neîncetat ziua și noaptea. Iar diavolii nesuferind să aibă lângă dâns și un vecin ca acesta, au adunat toate taberele cele înfricoșătoare și, pornindu-se cu mare mânie, năvăleau asupra lui, înfricoșându-l cu grasuri fără de rânduială și cu ucidere îngrozindu-l. Apoi cu toate puterile cele viclene se sârguiau să izgonească pe sfânt din acele locuri pe care le aveau de demult ale lor. Iar cu viosul talaleu, întărindu-se și îngrădindu-se cu credința în Dumnezeu, cu rugăciunea și cu semnul crucii, stătea ca un ostaș viteaz și nebiruit în ziua de război și jocorea puterea lor cea slabă. Un război ca acesta, având cu diavolul în toate zilele și mai ales în toate nopțile, viteazul nevoitor a biruit în sfârșit cu ajutorul celui înalt și au fugit cu rușine neputând să biruiască pe ostașul cel viteaz al lui Hristos. Gonind pe diavol plăcutului Dumnezeu și-a făcut o chilie strâmtă, nu după măsura staturii sale, ci de doi coți de înaltă și de un cot de largă în care nu numai a sta, dar nici așa de-a drept nu putea, pentru că fiind mare cu trupul, totdeauna ținea capul plecat la genunchi. Petrecând de la aproape 10 ani într-o strâmtoare ca aceasta, a venit dorit episcopul Cirului să-l cerceteze și l-a găsit adunându-și folos din Sfânta Evanghelie. Și întrebându-l episcopul pentru care pricină și-a ales o viață ca aceea, Sfântul a răspuns – eu sunt vinovat de multe păcate, și crezând că mă așteaptă multe munci veșnice, mi-am aflat o închisoare ca aceasta de bunăvoie, ca pedepsind trupul acesta cu muncire puțină, să mă izbăvesc de muncile cele mari care vor să fie. Iar episcopul a primit mult folos de la dânsul. Apoi a dăruit Dumnezeu cu viosul Talaleu și darul facerii de minuni, ca să tămăduiască toate bolile și neputințele nu numai la oameni, ci și la dobitoace. Pentru aceasta mulți mergeau la dânsul ca la un izvor tămăduitor și câștigau sănătate trupească și sufletească, iar elinii care erau în satele din prejur se întorceau la Hristos, Dumnezeu și toți închinătorii la idoli care se aflau între creștinii din hotarele cetății Gavaliei, care erau încă o mulțime pe atunci, s-au luminat de săvârșit cu sfânta credință, prin minunile cele făcute de Sfântul Talaleu, venind la cunoștința adevărului. Iar cu ajutorul popoarelor celor ce de curând crezuse, Răcuviosul a stricat templul cel păgânesc, apoi cimitirul elinesc l-a dărâmat și, curățind locul de acele vechi lucruri de avolește, a zidit pe el o biserică în numele tuturor sfinților mucenici și a dat slavă lui Dumnezeu în trânsa. El a viețuit celelalte zile într nevoințele sale cele obișnuite și plăcând lui Dumnezeu de săvârșit s-a mutat la el într-o adânci bătrâneți. Despre acest cuvios, Sfântul Sofronie al Ierusalimului scrie astfel în limonar Ava Petru, preotul lavrei Sfântului Sava, ne-a spus nouă despre Ava Talaleu Cilicianul că a petrecut 70 de ani în chipul monahicesc, neîncetând din plângere niciodată. Și zicea către toți totdeauna, Dumnezeu ne-a dat nouă vremea aceasta fraților spre pocăință și de o vom pierde pe ea, vom fi foarte mult întrebați de dânsa.